Luni începe a doua sesiune a examenului de bacaloriat din acest an. Peste 45.000 de tineri din toată țara sunt așteptați să susțină probele. Prima testare este cea scrisă la limba și literatura română. Probele orale încep din 24 august, iar primele rezultate vor fi cunoscute pe 1 septembrie. Dacă vă pregătiți să folosiți metode neortodoxe ca să treceți bacul, trebuie să aflați că toate sălile de examen vor fi dotate cu camere funcționale de supraveghere video și audio. Se interzice candidaților să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete. Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul și nici să copieze sau să transmită materiale care permit copiatul. Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați eliminați din examen, fără posibilitatea recunoașterii în sesiunile următoare a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat, se arată în metodologia de examen. Afișarea primelor rezultate în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro este prevăzută pentru data de 1 septembrie până la ora 12. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile, între 12 și 16. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 6 septembrie.